se împlinește un an de la moartea Stelei Popescu, actriță româncă de teatru, film și televiziune. Artista a avut o carieră complexă, însă cele mai cunoscute roluri ale sale sunt cele pe care le-a jucat alături de Ștefan Bănică și Alexandru Arșinel. Să jucăm încă o dată și să râdeți altă dată. Stella Popescu s-a născut în 1935 la Orhei, în Basarabia, într-o familie de învățători modești. Tatăl ei, considerat un intelectual, deci un pericol și un dușman al țării, a fost deportat în Siberia, iar Stella Popescu și mama sa au fost nevoite să se refugieze în România, în Brașov. În 1953, Stella s-a înscris la universitate și a fost repartizată la Facultatea de Limbă Rusă, însă a renunțat la studii și a intrat în echipa Teatrului Ministerului de Interne. În 1956 a fost admisă la Institutul de Artă Teatrală și Cinematografică. În timpul studenției, Stella Popescu a continuat să joace și la institut. Dar după terminarea facultății, actrița a fost repartizată la Brașov, unde susținea chiar și sute de spectacole pe an. Oamenii o iubeau și se înghesuiau să o vadă. Apoi a lucrat la Teatrul de Revistă Constantin Tănase din București, pe care l-a părăsit în favoarea Teatrului de Comedie. Stella Popescu a colaborat cu Revista Românească, unde l-a cunoscut pe scriitorul Mihai Maximilian, care mai târziu a devenit soțul ei. Deși actrița era deja căsătorită când l-a întâlnit pe scriitor, spunea că atunci când l-a văzut prima dată a simțit ceva pentru el și că bărbatul ăsta i-a adus fericirea supremă. A fost dragoste la prima vedere. Am simțit atunci că fără el nu mai pot continua, spunea Stella Popescu. Cei doi au trăit o viață plină de aventuri. Maximilian îi scria, iar Stella îi juca. În timpul liber, cei doi călătoreau. Mergeau cu cordul prin toată Europa, iar actrița își amintea cu drag că Maximilian făcea orice dacă îl ducea la bălăcit. Apoi, când soțul ei a murit, actrița a fost devastată. Pierderea sufletului pereche i-a rupt inima. Atunci am crezut că nu mai pot trăi. Pentru mine, puișor, așa cum îi spun eu lui Mihai, era totul. Spunea Stella, care mereu menționa că abia aștepta să se reîntâlnească cu soțul ei în ceruri. Iar cei doi s-au întâlnit mult mai devreme decât s-ar fi așteptat publicul, cel care o iubea atât de mult pe Stella. Artista a murit în 23 noiembrie 2017. S-a stins singură în casa ei din București, în urma unui accident vascular cerebral.